Mai sunt doar câteva zile până la începutul lunii martie, așa că vânzătorii de flori și mărțișoare încep să își ocupe locurile în piața centrală. Deocamdată doar câțiva comercianți și-au etalat marfa pe măsuțele din aer liber, spun ei, în speranța de a ocupa un loc cu vad cât mai bun, dar și pentru a-i obișnui pe giugiuveni cu marfa și prețurile. Totuși, odată cu primele simboluri ale primăverii, au apărut și primii clienți, mai mulți sau mai puțin mulțumiți de raportul calitate-preț. Luați mărțișoare? Da. Nu e cam de vreme? E, asta este. După aia mai venim, mai venim, cine știe, așa luăm să fie luate. Așa, la prima vedere, cum vi se pare? Cam scumpe. Poate că este prea devreme, totuși. Ne, nu cred. Și atunci, probabil, o să scumpească mai mult. Și acum ce ați luat? Trei mărțișoare. Pentru copii, pentru... Doamne! La capitolul flori, standurile din piața centrală oferă un adevărat spectacol, atât vizual cât și olfactiv. Ghioceii, lalelele, zambilele și freziile încântă toate privirile, iar florăresele nu mai prididesc cu aranjamentele. Cât despre prețuri, cam aceleași cu cele de anul trecut. Doar la mărțișoare am observat costuri ceva mai ridicate, dar putem pune totul pe seama lipsei de concurență. Cu siguranță, în câteva zile, piața va fi invadată de comercianții de sezon, atunci când prețurile vor fi accesibile tuturor cumpărătorilor.